nu vă salut eu, cum să nu vă salut, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la un nou vlog. Suntem la capitală, de la 600 de kilometri de Baia Mare și ne îndreptăm către aeroportul Otopeni, pentru că la ora 11 seara avem zbor direct către Dubai, doamnelor și domnilor. Schimbăm total clima de aici, de la 10 grade cât este acum în București. A și ploua puțin, mergem la căldură, la 30 de grade, la mare. Așa că, doamnelor și domnilor, haideți cu noi, bagajele sunt porbagaj. Doamnelor și domnilor, suntem la Otopeni, aici, la Business Lounge. Ne relaxăm puțin, în aproximativ o oră jumate trebuie să ajungă avionul nostru. La ora 11 decolăm, așa că ne bucurăm de câteva minute de relax, de dolce faniente, cum ar spune italienii. Și stăm, admirăm peisajele de aici în aeroport și vă iau, bineînțeles, cu mine. După 5 ore jumate de zbor am ajuns în Dubai. Suntem puțin obosiți. Am ajuns și la hotel, la Marriott Jumeirah Palm suntem. Și bineînțeles că nu se putea fără să facem și un classic room tour. După ce ați intrat în cameră frumos, aveți în partea stângă un coffee corner. Și aici, cum deschidem primul sertar, avem o mini frapieră cu niște păhărele de șampanie, foarte, foarte frumos. Sub avem cafele și snacks-uri. Și pe dreapta, baia foarte, foarte, foarte mare și foarte frumoasă. Salut! Aici pe dreapta avem un duș imens, pe stânga avem și cadă. Și acum piesa de rezistență a camerei se află aici, două paturi matrimoniale, un televizor imens, o comodă, birou, dar nu asta contează. View excepțional cu tot Dubai Marina, asta de aici e piscina hotelului, aici toată asta e plaja hotelului, acolo o să mergem noi imediat. Și uitați ce frumos se vede Dubai Marina, aici sunt câteva blocuri în construcție, acolo e roata, stați să dăm zoom pe ea. Așa că, doamnelor și domnilor, acestea fiind spuse, haideți să înceapă un concediu absolut excepțional aici în Dubai. Trebuie să băgăm câteva ore de somnic pentru că este rupt după drumul ăsta. S-a dormit în avion, dar nu suficient. Și ne vedem după un somn corect. Pa! Doamnelor și domnilor, ne-am trezit după un somnic absolut excepțional făcut aici în Dubai. Și mergem la plajă. Ne-am echipat corespunzător, ne-am luat slipul și ne îndreptăm către plaja privată de aici de la hotel, care arată într-un mare fel, așa că haideți cu noi. Doamnelor și domnilor, vorbim în ce ca să nu deranjăm lumea. Suntem la Joe's Cafe în Dubai Mall, cea mai mare mall din lume. Suntem la poalele Burj Khalifa, cum s-ar putea spune, cea mai înaltă clădire din lume și admirăm fântânile celebre de aici din Dubai, de lângă mall-ul din Dubai, care, apropo, au din jumătate în jumătate de oră câte un show. We'll be right back.
Păi nu vă salut eu, cum să nu vă salut? Doamnelor și domnilor, este ziua 2 de Dubai, ziua mea și bineînțeles că nu puteam să sărbătorim decât cu o excursie minunată aici la Burj Khalifa. Tocmai ce am trecut de check-in, cum s-ar spune, am scanat biletul, am avut și cu tăviță, exact ca la aeroport eram. Și acum urcăm pe niște scări rulante până în sus, de unde o să luăm liftul și o să urcăm până la etajul 125, parcă știu eu că este. Așa că haideți cu noi! Etajul 125 și am în fața mea cel mai spectaculos view din întreaga lume, pentru că suntem în cea mai înaltă clădire din întreaga lume. În premieră vă prezint cum arată lumea de la 125 de etaje. Absolut spectaculos. Sunt gata? 3, 2, 1 și... Doamnelor, încheiem această zi absolut minunată cu o plimbare corectă pe faleza de aici, de Dubai Marina. Suntem pe Palm și facem o plimbărică de seară. Admirăm și noi zgârie nori ăștia, ba! Vedea, în spatele meu se află minunatul Dubai Marina. Suntem aici pe plajă la 30 de grade, ne bucurăm de soarele, este absolut excepțional. Și astăzi, după cum ați văzut din titlu, mergem într-o excursie cu un iaht aici din Dubai. La ora 3 trebuie să mergem până în port și vom merge cu un iaht asemănător cu cel din spatele meu. O oră jumate durează toată excursia, însă eu zic că o să ne distrăm foarte tare. Așa că, doamnelor, haideți cu noi!